Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! Un proiect de 12 milioane de euro a fost semnat de primarul Ion Lungu la Ministerul Energiei pentru primul doar, parc fotovoltaic al municipiului Suceava, la fosta groapă de zgură de la Termica. Da, nu se lasă Ion Lungu. Păi nu, dacă alți primari sunt niște care vor început. Fi schimbați sau președinții de consilii județene care nimic. Vor fi schimbați, nici tranziție nu mai fac. Așteaptă să fie Dar schimbați. De unde ai scos tu cuvântul ăsta tranziție? Eu m-am săturat. Tranziție? Cum păi e no. De la... De la ce? Administrațiile astea care fac. Nu, eu mă mai uit la niște emisiuni sportive ca să mă enervez. Eu când așa. Vreau să mă enervez, mă uit la talk show-uri de sport și rezist un pic. Și e expresia asta, e tranziția pozitivă. Deci când faci tranziția pozitivă. Nu știu, nu. Eu credeam că de acolo ai luat tranziția, că n-ai mai zis pozitivă, tu ai rămas mai cu tranziție. Tranziția e în administrațiile astea când ai în funcție și ales. Ea trebuie făcut o tranziție. Da. Mai înainte chiar m-a sunat cineva, un amic de-al meu, și mi-a spus: băi, Sorine, parcă după ce s-au terminat alegerile nu se mai face nimic. Înainte și e un băiat care lucrează pe trei zone, Suceava, Neamț, Iași. Și a zis că nu doar la noi în județ. A zis că înainte, utilaje, muncitori, asfalt, s-a turnat tot asfaltul din lume. Eu cred că nu s-a mai asfaltat nicăieri în lume, că am cumpărat noi tot asfaltul. Decât în toate celelalte zeci de țări care au alegeri anul ăsta. Probabil. Foarte multe țări da, de pe planetă. Da, și asfaltează și ei, nu? Categoric. Așa, polițiști, bai, că acum nu mai întâlnește pe nimeni, nu? Să faci ca în cremenii tot. Și zic, poate or fi în vacanță, zice, da, ca la italien, că pleacă toți odată, știi? Așa e și la noi. Aici, referitor la proiectul ăsta, mai puțin e un lungu. Da, el își vede în continuare, dar întotdeauna. Știi că i-a zis lumea că nu-i bună aia, el și-a văzut în continuare, indiferent de ce a spus lumea, el și-a văzut de drumul lui. Acum i-a spus lumea, nu vei mai fi primar, nu-i nimic, dar încă sunt. Da, încă este, dar sunt niște proiecte care sunt începute și acum încep să se materializeze. Unele dintre ele se materializează. Altele se semnează și ele vor merge în continuare și vor vedea proiectele de drum, chiar dacă nu va mai fi eu lungă aici. Și ce vrei să facă? Dacă acum a venit termenul să semneze contractul, s-a dus omul să semneze. Cine să meargă? Lucian Harșovski? Că-ți certați? Sau cine? Sau împăcați? Sau cum sunt acum? Tocmai semnează, după care pleacă în concediu. Păi na, și are omul dreptul la concediu, acum are dreptul de semnătură. Sunt curioasă cui lasă dreptul de semnătură, apropo. Lui cui să-i lase? Doamnei Munteanu poate să-i lase, e viceprimar. Da, cred că îi lasă lui Lucian Hașovski. Ce rost mai are? Îi lasă. Dar să nu fie și el în concediu? Pe atunci Teodora Munteanu. Și dacă e Teodora Munteanu în concediu, lasă. La cine? Doar la primărie lucrează 1000 și ceva de oameni. Nu știu cât încă sunt. Încă lucrează, da. Ca să fim răutăcioși până și acum parcul fotovoltaic e o investiție bună, la modul serios. S-a mers mult pe partea asta cu electricii, cu electricul, cu transportul public 100% electric, asta cu parcul fotovoltaic de mult tot spunea că o să facă și din punct de vedere al economiei care se va face, pentru că când va fi gata parcul, bine 46 de luni. 46 de luni, adică 4 ani, mai durează până atunci. Dar vor fi alimentate instituțiile publice, va fi pentru transportul electric și așa mai departe. Adică o economie uriașă. Da, investiție pentru care primărie. Se va justifica și foarte ca să aibă primăria de unde să dea bani la oameni să se plimbe gratis cu autobuzul. Nu știu, peste dacă o să mai 4 fie. Ani nu știu cine o să fie primar. Da, vedem. Și ce politici va avea viitor primar. A fost scandal în Consiliul Local săptămâna trecută, acum a fost pace în Consiliul Local în ședință online. A fost online, n-a mai putut nimeni să zică că e în vacanță, că nu știu ce, s-a nu, făcut nici cu vorul. Și dacă nu venea ce? Dacă vreau să boicotez, boicotau. Dar, bună, sau... nu poți să boicotezi așa la nesfârșit. Votezi împotrivă dacă sau vrei votez să... împotrivă, da.
Săptămâna trecută, vineri, când a fost ședința, s-a dat telefon la toți consilierii PSD și la toți consilierii PNL, bine, șefilor de trib la fiecare, să nu care cumva să calce picior pe la ședință. Că și PSD, proiectul... dar PSD a fost la ședință. Și la... nu trebuia să treacă nici data trecută și acum s-a dat telefon invers, că să se meargă și să se facă. Așa. Deci, nu știu, a fost o înțelegere, doar în altul Calinic, e și el politician, dar nu e... el e un foarte bun politician, a făcut niște combinații astfel încât să iasă lui. Acum, nu știu ce s-a negociat, cât de negociat s-a negociat ceva. Oricum, vin și alegerile astea, parlamentare și prezidențiale, și nu e bine să te pui rău cu biserica. Bun, dar de ce te-ai pus de la început? Sau ai arătat că poți să te pui rău? Da, ai arătat-o așa, că de răzbunare, că odată pe Ion Lungu și odată pe altul Calinic, care i-a acuzat că a jucat cu PSD-ul. Da? Și a fost așa de avertit. Dar oricum s-a discutat ceva, s-a negociat, dar și consilierii și șefilor de la partid. Zice, bă, da, ne bate Dumnezeu, dar nu știu ce, hai mă să votăm. Pe de altă parte, nu, adică sunt mulți cetățeni care nu sunt de acord cu megalomania în altului Calinic. Un cetățean e în imagine, a votat împotrivă, doamna viceprimar, da, adică, Teodora Munteanu, e, și fosta sa colegă de la USR, doamna, da, Lorena Buburuzan. Dar nu mai contează, USR-ul nu contează și doamnele oricum nu mai pupă nimic. Așa că, adică ele au fost ceau în gușe și în căpușe, pentru că și în partea asta la altă unii au votat împotriva voinței lor. Așa le-a zis de la partid, știi? Și 20 de hectare de teren pentru o construcție, pentru un ansamblu, un ansamblu de megalomanie din ăla, știi? Bun, partea bună, Cătălina, e că în acest proiect sunt și niște chestiuni sociale. Asta este lăudabil. Dar să vii tu să mai faci o catedrală, că asta ți se pare ție prea mică, e și prea încă mult. Un centru eparhial? Și încă un centru. Este prea mult. Adică este prea mult, prea mult. Dar, în dar altul dacă nu, Calinic, Bucovina unde, Sorin? Da, la Palestina. Dar în altul Calinic face absolut ce vrea, îi ține pe degete pe toți, ia, îi premiază, giugu-lugu-lugu-gugu, așa, și niște pământ și asta, zice. Ei se gândesc, așa, oamenii ăștia, că tot nu ne pune rău, că ne bate Dumnezeu, a, așa, ce, dar nu dăm de la noi. Și la, adică mi-a zis cineva, mi-a dat telefon, a făcut o subliniere. Mă, pământul oricum nu era al Suceavei, știi? Pământul e al stațiunii, dar da. Suceava are dreptul la vreo 260 de hectare, din care cere acum 20 de hectare acestea. Da, știu. Deci, bine, dar acum nu este. Însă e prea mult. Dar oricum vorbim degeaba, în altul Calinic merge mai departe, el visează că peste 50 de ani, 100 de ani, copiii o să citească în cartea de istorie în altul Calinic și așa apare el în fotografie cu barba lui albă și unii copii Moș Crăciun, Moș Crăciun, nu mai în altul Calinic, stați ușor, așa? Și o să fie pe prima pagină în cartea de istorie în altul Calinic, când deschid copiii și după aia dau o pagină, două, trei, patru, cinci în altul Calinic, în altul, bă, dar mult, așa? Și undeva scris pe o jumătate de pagină cu unirea din 1859 și după aia încă jumătate de pagină cu aia din 1918, așa, și după aia când dau iar în altul Calinic. Bă, dar multe a făcut în altul Calinic. Și o să dea toate ctitoriile lui, cum a făcut el din biserici, iar mănăstiri, cum a făcut parcare, și asta o să fie în carte de istorie. Încă o catedrală, a început, încă nu e terminată, peste 100 de ani, nu o să fie terminată, dar e începută. Un fel de Sagrada Familia. Așa, ce? Da. Așa, și cum a făcut. Dar știi că m-a spus, paranteză, așa, Antoni Gaudí, tot era întrebat, hai, maestre, dar când e gata lucrarea monumentală a carierei tale? Și l-a spus, clientul meu nu se grăbește. Da. Așa, păi nu se grăbește clientul nici în... nici în cazul acesta. Adică... da. Și mândria sportului sucevean devine și mândria sportului național. Cei doi soți, Ionela și Marius Cosmiuc, sunt purtători de drapel
la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, acum pe 26 iulie. Da, nu știu dacă am fost o familie până acum. Vreodată? Da, nu din țară, dar noi sigur n-am da. Fost. Nu, dar nu din țară, zic că în plan internațional. Da, e o alegere foarte inspirată din partea Comitetului Olimpic. Mai ales că nu se face pe stadion, se face pe Sena. Bine, deci, clar, sportul, canotajul e da. Absolut potrivit adică acolo. Adică foarte, foarte potrivit și sunt doi sportivi care împreună au 19 medalii. Am văzut că s-a preluat comunicatul și eu am luat de la Comitetul Olimpic, în care spunea că cei doi împreună au 7 olimpiade. M-am gândit eu, bă, dar tineri totuși. Și nu, 2 are Ionela, 3 are Marius, deci 5. Dar și la TVR și pe unde am mai văzut, toți au scris cum era acolo, au comunicat 7 și doar mai jos crea că ea a mers la 2. Și la... De eu am stat și am calculat, bă, s-o fi schimbat aritmetica, poate la Comitetul Olimpic. Zic, 2 cu 3, tot 5 de nu dă 7. Știi? Dar suntem și în redacție și peste o lume puțin, hai, face repede, avem și aia, și aia, și aia. Dar asta sărea în ochi, numai când am văzut 7 olimpiade împreună. Asta înseamnă la 4 ani e fiecare olimpiadă. Da, la 4 ani. Adică trebuie să fie mai în vârstă decât... Unul trebuia să aibă 4 olimpiade, da? 16 ani. Păi ce, Marius câți ani are? Nu cred că are 30 de ani. Juniori? Da, și nu, adică n-am auzit că a luat, a fost la olimpiadă la 14 ani. Și? Adică ai fi auzit? Asta aș fi auzit, da. Da, e onorant pentru ei, familia lor, dar și pentru județul Suceava pe care îl reprezintă județul cu Suceava care nu i-a ajutat cu nimic. Care nu i-a ajutat cu mare lucru. Dar știu că sunt cetățeni de onoare ai municipiului Suceava. S-au pregătit și la Fălticeni, nu? Nu știu, nu am impresia că au plecat de mici. Au plecat de mici? Da. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi.